3, 2, 1. Bună dimineața de la 27 de grade Celsius, Johnule, circa 100 Fahrenheit. O lăsăm pe Fordachis aici pentru că nu ne poate însoți până la casă, pentru că cred că rămâne cu botul ăsta frumos. Uite, mâncau ori tata, vezi cuțitura aia de jos? Nu trece aia de nimic, bă. Bă, dă nimic, știi cum zice bucureșteanul, dă nimic. Vlog de casă, Johnule, ne-a venit până și decorativa. Adică dacă băieții mei s-ar supăra mâine casa ar fi vopsită și pe exterior, dar nu ne supărăm pentru că le luăm pas cu pas, avem filmele noastre. Am venit să verificăm un pic ce se întâmplă. Ne-au venit astăzi două tiruri de la AD Plus cu tot ce mai trebuia să vină. N-am ajuns atât de dimineață pentru că de aici o să plecăm la videoclipul Amnei. Filmăm super, super clip la super piesa Banii, Johnule, Amna Fit Hățul. Acesta este un vlog dedicat numai casei pentru că au fost foarte multe schimbări. Este prima oară când intrăm în casă, Johnule, cu pereții albi, albi, albi. Deci așa cum voi trăiți premiera acum în vlog, așa o trăiesc și eu live în viața mea. Pentru că n-am ajuns, voi știți ce program haotic am avut acum de sărbători de 8 martie, este luna femeii, încă sărbătorim, însă nu mai e chiar așa în turbo, avem timp. Haideți să intrăm împreună să vedem cum sunt pereții albi, că abia aștept să-i văd. Hăți, Johnule, băieții mei, New Look Constructul, motherfucker, au Cristache și Albert, hai să vedem albul. Prima oară, nici nu vreau să mă uit, oară Jacksona, dacă vezi cu spatele, stai așa. Tu mă tot întreabă lumea ce am cu Jacksona, cine e Jacksona, nu știu, Johnule, e ca hăț, a venit, nu vă supărați pe mine dacă e cineva, Jacksona, îmi cer scuze. Și 3, 2, 1, wow, wow, wow! Ba mă, și când văd spoturile, uite cum se văd spoturile. Uite, vină cu aici, ia uite de detalii, mâncația și viața ta. Ia vezi, vină cu aici, ia vezi mă, rigla mă, unde-i rigla? Scoate rigla. Vezi bă, New Look Construct ai mei, unde ești mă, ia, că au și geacă mă. L-am văzut de dimineață, e hățel îmi trimite, eu postez pe Instagram, ți-am îmbrăcat omul, nu vedește? Băi, ce frumos e, ce zici tată? Te pup! Wow, 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 uite aia, vino să vezi aia, vino cu a Cori. Ce, mergi, am spus că e prima mână, asta e prima mână, ne jucăm, asta e la mișto. Uite cât de frumos a ieșit asta aici. Wow, motherfucker, how? Băi, băi, știți cine m-a contactat apropo de situație? Apropo și pentru voi, un băiat a zis că vrea să colaborăm să facem un perete de la cumpuși. Cred că o să mi-l fac ori în baie, ori în dressing-ul meu, în camera asta, în sunat. Ce șmecher, nu? Cât îmi place la știi? Ierbuța aia, mă, vie, de-o mai vezi până house, saloane și astea. Bă, dar uite cum e, mă, prima mână. A deplas, Johnule, da, bravo, aeria, motherfucker, how? Cum e? Aeria, plast, siliconică. Am citit pe net, mă, bă, am dat în stânga și în dreapta ca idiotul, numai cu glume și cu texte în continuu, siliconată, când aia e siliconică. Stai seama, oamenii care se pricep, zic, uite și pe analfabetul ăsta, incompetentul ăsta. Wow! N-am văzut astea închise, uite, bă, SSAB-ul, bă, cum se prezintă. Bă, trebuie să ne vină astea, nu să ne apucăm de voi, mi-a zis Irina, nu? Băi, când o să vedeți voi ce băi avem noi de la SSAB în cremeniți, ia, hai și sunt băieți mei. Ia uite, a deplasul frumos, tirurile, tiruri, tati, Johnule. Direct pe terasa mea, să-ți mai explic o dată cum o să fie piscina aici, Johnule. Vino cu a, bă, să nu cădeți pe vlog, că facem prea multe vizualizări. Deci uite acolo, așa cum o să fie în colț piscina, hăț, și acolo foișorul, Johnule, și dimineața aici o să mă trezesc, o să vin în curul cu ăla, așa, hăț. Eu uite câte urme de avioane strâmbe cori, tu vezi? Bun, cercetăm în continuare, Johnule, vlog de casă, rolling. După asta ne punem la discuții cu băieții, pentru că normal că avem și chestii problematice. Haideți să venim să vedeți, uite ce frumos se vede scara. O știți, da? Johnule, aici, dacă cineva din mansardă se grăbește, nu mai ieși, nu mai ia, doar i-ai dat aici. Și urcăm mai departe. O să urcăm și mansardă pentru că voi n-ați sustâng că scara cu balustradă. Înți aici cu băncuță frumos. Uite, uite, uite unde a pus SSAB locul Nicola, mă. Vezi unde se scurge apa? Hăți, talent. Hai pe terasă. Vă reamintim pe aici, da, dar o să urcăm imediat când am terminat cu parterul. Vezi cu balustradă frumos, hăți, Johnule. Poți să mergi tu, Cori, acum. Cum mă nu urci, mă? Închis, mă, să mă arăt, Jackson. Vezi, mă, că să mă învârte prin casa asta agitat. Vino cu a, vino cu a, ține aproape, Johnule. Bum! Aia cu dosul. Înclinația pe jos, ia uite aici cum se scurge apa. Oh! Nu crede mozaicul aici așa. Deci ăsta, frații mei, oglinda asta, vino să o vezi, vezi că e frumurie, da? Ăsta, frații mei, o să vină pe tot peretele ăsta și și aici, unde să fie ploaia, aici e ploaia și aici e bateria placul dușul și aici, bă, la și eu dacă vreau aici un luminiță, ar fi să spun de acum sau e tardiv?
Nu-i dat din, nu? Pune și mie ce-mi pui aici, LED, așa sau fi pus ele și nu știu eu. Trebuie să vorbesc cu Irina ca să se avea. Genial, osule, uite baia mea, aici o să am jaluzea frumos, ieșim din ritmul casei, pentru că băile sunt altfel. Casa o să fie cu pertele și cu draperii. În continuare căutăm pertele și draperii, fraților, avem câteva oferte, dar încă nu ne-am hotărât. Mamă, ce se dau, zici că trece Moise, bă, băiatul, uite-l pe Cristi cu țapul. Sau vrei să-mi arăți că ai slăbit? Asta, deci asta de când lucrăm, a slăbit vreo 5-6 kg. Și știi cum? Deci precum Baba Dokia, Johnule. Când ne-am cunoscut, avea vreo 3-4 hanțe pe el. Acum, opa, mai dat jos din ele. Bine, am nici căldura, dar era frumoasă povestioara asta. Stai așa. Asta e, aici o să fie... Cât suntem forters? Dressing-uri, peste dressing-uri, caramelluța mea aici, Apple-ul direct, moare Apple aici, din ăla, bum, calculator frumos. Peretele de verdeață, poate o fie aici, altfel deasupra canapelei, peretele de verdeață. Păi tot peretele să fie de verdeață. Ăsta care e peretele cu canapea, o să stai așa cu... Ce poze ești cu verdeața asta? Uite cum stai mic acolo, cum brochează ea drumul, mă, tu vezi, nu mai intră nimeni, bă, că a venit bossul, bă. Hai, Cori, de asta te ții de aici așa frumos. Hăți, Johnule, e puzderie de băieți harnici. Uite unul aici, hai, Cori, că nu o să cazi. Ia uite-l cum muncește acolo pac la exterior. Și uite-i pe ăștia alții doi hăți în mansardă aici. Vreau să mă ieși ce faceți. Salutare, salutare, hăți, Johnule. Mansardă care mansardă, țineți minte cum era de începută, de neînceput acum ceva vreme. Ia uite că e toată gata, Johnule. Aici n-am dat încă lavabil, vă puteți da seama de diferențe. Hai să vă arătăm și baia încă o dată. Asta e bălița fetelor noastre, proiectoresele noastre dragi, Petruța și Geta. Îți, Johnule, aici aș vor face veacul. Bine. Și asta era fosta intrare în mansardă, dacă mai țineți minte, pe unde intram eu pe hăț. Mamă, Cori, prima oară mansardă, Johnule! Motherfucker, how? Păi, stai, țineți minte, da? Acolo sus e Breaking Bad. Breaking Bad, Johnule! Cam asta e treaba. Mergem să discutăm, să vedem care ar fi subiectele principale de atins, ce trebuie să comunicăm, câți bani trebuie să dăm, că asta e foarte important la construcția unei case, și revenim cu update-ul, hăț. Ce trebuie să vă povestim vis-a-vis de această terasă este în felul următor. Ea va fi lățită, da? Până aici, până la treapta asta, da? O să fie înaltă până aici, hăț, ca să punem aici un scaunel cu două... un scaunel, o măsuță cu două scaunele. Scaunel cu două măsuțe. Să bem o cafea și de aici vom pleca cu câteva trepte pe care le-am cerut eu băieților în felul următor. Cât mai lungi și cât mai puțin înalte, dacă cât mai scunde, pentru că nu vreau să fie de alea și suntem pierisoi, așa, gale, hăți, Johnule, bau, bau, bau. În același timp ne-am dat seama că frumos ar fi să coboare și încolo, și încolo, exact ca la intrare, să nu facem cu balustradă, că cel mai bine e să poți să o iei prin toate părțile. Sunt absolut sigur că cineva va vrea să ia și pe acolo, și pe aici, în funcție de cum te grăbești, știu eu cum este. Ai noștri muncesc aici frumos la stâlpi pentru că trebuie îmbrăcați, hăți, Johnule. Ce faci acolo de fapt și de dreptate? Ăsta e ce? Polistiren, nu? Izolant, hăți, motherfucker, how? Și după aia tot așa, gled grosier, gled de finisaj și așa sau? Este exact ca la exterior. Hai, ca la exterior, cu... La plasa respectivă, librurile de ăla dublu, nu? Da, da. 2 în 1 ăla, motherfucker, how, maglavaițul ăla de lipește și nimic, nimic nu dezlipește. Adeziv și masă de șpaclu, Johnule. Abia aștept să văd ce aici frumos. Doamne, și când o să veni și cu decorativa aia, hățul, stâlpii noștri frumoși, albi. Aici pe jos trebuie să vedem SSAB-ul, ce a discutat cu băieții. Nu știm încă, e surpriză, n-am ales în ce o să îmbrăcăm treptele și trotuarul din jurul casei. Și la șepcuță când dai drumul, maestre? Un răspuns calm și blând precum adierea vântului de afară din Domnești la 26 de grade, a treia zi după ce acum două zile au fost 5 grade, ca să înțelegeți. O nebunie totală. Cam asta este treaba la noi la șantier, Johnule. Și ia asta, mă, de tăiat, mă, de fac ingresie? Gresie pe apă. Bă, nu mi-ai zis cum vrei să aduc gresia, să mă duc să vorbesc cu outlet de gresie. La ce tare sunt outlet de gresie, frații mei. Cea mai tare, iartă-mă cât am întrerupt, cea mai tare gresie o avem deja plănuită, programată, bă, poate trebuie să-mi asum pe Alex, mă, nu, care cumva să rămân fără stoc, mă. Băi, n-am găsit-o decât într-un singur loc, dacă ați văzut acolo la outlet de gresie și faianță, mă, este un alb, cum n-am văzut în viața mea că o să găsesc gresie. Eram chiar supărat, pentru că mă gândeam dinainte, zic, sigur, o să găsesc un alb de la Bejuliu. Wow, cum nu-mi place mie, Johnule, când am uitat la oamenii ăia, am găsit direct albul ăla rece, exact în antiteză cu sufletul meu. Care o să arate super bine la lumină, pentru că vă zice fratele vostru, dacă nu este alb rece și alb calb, arată wow. Nu, frate, la noi alb este alb imaculat, înțelegi? Când vine cineva și a făcut mizerie, știi, de la bunicul meu, Dumnezeu să fie, te uite, tot pomenesc, cred că se întâmplă ceva. Uite așa, ce? Pac, Dumnezeu, îți lua mizeria și spunea, ai văzut? Deci tu stai să mă umla o mizeriucă. De-aia se o bolna cu curățenia. În fine, cam astea sunt lucrurile pe care le-am făcut noi la casă. Hai să vedem și baia de jos, că am văzut-o pe asta. Garajul. Garajul. Bravo, Curi. Hai să vedem și garajul, Johnule. Ce grăbă. Wow!
uite cine a zis, mă, că a spus centrala, mă. Ia vezi, Johnule, că avem și centrala, mă. Bă, chineața asta încălzește tot costul ăsta, mă? Și aici punem caloriferuțe, nu? Ceva de givrare pardosală când intri cu mașina. Băi, chiar că, motherfucker, how? Spuneți-mi și mie, nu este tardiv, că n-are cum să fie tardiv, că nici n-am turnat-o de oracu. Vreau să facem panta încălzită. Da, pe electric, da? Pe electric, da? Givrare. Da, normal, de givrare, încălzită la sfârșitul zilei, tot aia e, nu? E circuit, e un circuit electric, nu? Nu facem termic, nu neapărat pe nu știu, mă. Bă, orice, dar numai nu legal acasă. Dacă îngheață sau de-astea, să n-aud că mi se oprește casa, că am înghețat rampa, știi? Eu m-am speriat că la început primul constructor așa mi-a spus, că gen, să fac rampa, să o leg cu încălzire pardosală și... Givrare separată cu buton electric, de givrare pur electric, nu se încălzește agentul electric. Da, dar nu vreau și în asta, că aici este calorifer, nu se înghețe, ce dracu să spui? Numai rampa. Tu poți să faci aici și în pardosală sau poți să pui calorifer? Nu mă ne complicăm. It's like cost wording. De ce să pun încălzire pardosală? Aici este încălțat în proporție de 99%. Nu, tată, calorifer schidă la barosandă, băiat care face sală, îți, Johnule, ca să mai băi să-ți facă meme-uri, dă-le, video, dă-le. Și cam asta e treaba, aici încheiem frumos așa în garaj, pentru că o să fie blocul meu de suflet. Uite, mă, ce frumos arată, mă, toată încălzirea mea, uite cum pleacă de aici tot shit-ul, tot motherfucker-ul. De aici, dacă încăți, l-ai înghețat frumos, motherfucker. Vă pupăm și vă dorim o zi superbă, o cafeluță mirobolantă, nu uitați, dați subscribe, Marian Popa, să aprindeți clopoțelul, pentru că fie ele cât de pline zilele, noi tot filmăm și vă arătăm câtă năstrușnicie. Nu uitați să dați un follow pe Instagram. Eu sunt Dorian, nu uitați să dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, și un like pe obositul domn Facebook. Bă, n-am face milionul la nici bătuți. O zi superbă. De ani de zile îmi bând din visele, fantoma ta mi-a agit în nopțile, și am mereu același film cu noi. Marea noastră neagră, iarăși goi, ochii lag în câmpie.